Cel mai longeviv festival de folclor cu participare internațională din țară va avea loc în acest weekend la Jibou, un eveniment ce va găzdui participanți din 6 țări și 7 județe și va debuta mâine cu deschiderea oficială și parada portului și dansului popular pe platoul din spatele primăriei Jibou. Cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor și Meșteșuguri Artistice Tradiționale, intitulat Someș Cântecele Tale, va avea loc în intervalul 27-29 iulie la Jibou, pe platoul din spatele primăriei și la Grădina Botanică Vasile Fati din localitate. Programul manifestărilor va începe cu parada portului și dansului popular și ceremonialul de deschidere la ora 16, iar în paralel cu aceste activități va fi organizată secțiunea de meșteșuguri tradiționale cu ateliere de lucru, ce vor fi amenajate în aceeași locație. Seara de vineri se va încheia cu un recital a mai multor artiști, iar ziua de sâmbătă pregătește activități demonstrative la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou și o expoziție de lucrări de artă populară. Cât despre ziua de duminică, manifestările artistice se vor muta la Zalău, pe scena din spatele primăriei Zalău. Obiectivele acestui festival sunt promovarea și păstrarea cântecului, dansului și portului popular în spiritul folclorului autentic, promovarea prieteniei și armoniei între popoare, valorificarea tradițiilor, obiceiurilor, muzicii și jocului popular din țările participante și din România.